Orice ar spune lumea, cuplurile de omoriști trecute de prima prospețime încă pot fi amuzante. Și mă refer aici la Stella și Arșinel, Tociu și Palade, Răzvan și Dani. Deși are o vârstă onorabilă, maestrul Alexandru Arșinel este foarte util. La fel de util ca și bătrânei morți pe care îi pui în geam și încă încasezi pensia. Știu, glumă veche, dar a dracului de eficient. Întrebați poștașii. Farmacia l-a ales în reclamă pe Arșinel numai ca să vă arate că datorită lor poate prezenta Revelionul din 2050. E foarte firească relația dintre Arșinel și farmacie. Adică Arșinel făcând reclamă la o farmacie e ca și cum Radu Mazăre ar face reclamă la lupul de pe Wall Street. Adică la droguri și prostituate, pentru cei care n-ați văzut filmul. Și nu e vina lui că a primit un rinichi gratis, doar pentru că este foarte cunoscut de oameni. Eu mă rog să nu se îmbolnăvească Măruță sau Capatos. Acum că are rinic nou, dacă mai are nevoie de transplanturi, se poate liniștit pe cei care stau de ani de zile pe listele de așteptare. Ok, am înțeles despre maestru. Am înțeles și de ce a fost ales pentru reclama la farmacia respectivă. Dar v-ați întrebat vreodată de ce a fost ales Adrian Enache? Explicația ar fi că el pare să fie avut experiențe cu pastile încă din anii 90. Filme, trăim ca filme.